Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că s-a pierdut timp degeaba cu nominalizarea lui Dacian Cioloș și cu încercarea acestuia de a impune un guvern USR. Hunor spune că Cioloș era mai deștept și mai util dacă refuza propunerea președintelui Iohannis. Kelemen Hunor mai speră încă la refacerea coaliției de guvernare și le cere liderilor PNL și USR să mai renunțe la orgolii. Poate că ar fi fost mai bine să facă un pas înapoi premierul desemnat, dar el a considerat că e mai bine să vină în fața Parlamentului. Singura sau prima variantă, prima soluție este să încercăm încă o dată refacerea coaliției PNL-USR-UDMR. Fiecare să mai lasă un pic de la el și din orgolii și din ambiții personale, să încercăm să resuscităm această coaliție. Iar dacă nu se reface coaliția, atunci orice soluție pentru un guvern stabil este binevenită, spune Kelemen Hunor. Dacă nu se poate, din motive, zic eu, subiective, că nu există motive obiective, atunci, sigur, trebuie găsită o altă soluție pentru un alt guvern, pentru o altă formulă de guvernare, inclusiv cu un guvern minoritar. Uniunea Democrată Maghiară din România va contribui, dacă va fi solicitat, la găsirea unei soluții, atât cu Partidul Național Liberal, cât și cu USR-ul, dar, sigur, forța noastră și mijloacele noastre sunt limitate. Însă prima decizie vine de la Cotroceni, de unde se așteaptă o invitație la consultări. Cu toate aceste considerente, așteptăm consultările la Cotroceni în momentul în care se anunță rezultatul votului de azi. Noi nu avem nicio problemă, deci tot ce am discutat s-a făcut. Am avut și dispute destul de dure în această perioadă de 10 luni, dar asta e o altă poveste. În orice coaliție există astfel de dispute. Trebuie să știi când să cedezi, cât să cedezi, să găsești un compromis. Coaliții perfecte n-au existat și nu vor exista.